ziua și bine v-am găsit! Eu sunt profesoara Bolocan Aleona și astăzi vom realiza împreună lecția de limba și literatura română minorități naționale pentru clasa a șasea. Subiectul lecției sună în felul următor. Cele patru piersici din unitatea Copilul în familie. Motoul lecției de astăzi este Cel demn de laudă să fie lăudat. Comentați afirmația de mai sus în trei propoziții. Omul care depune efort trebuie lăudat numai decât, altfel îi dispare orice motivație de a lucra. Sunt sigură că va reuși să comentați afirmația propusă. Așadar, vă propun să începem lecția noastră. Citiți îmbinările de cuvinte. Pronunțați corect sunetele D, T, N. Alcătuiți propoziții cu îmbinările evidențiate. Deci îmbinările de cuvinte, fiți atenți. Soră, atentă. Pom, roditor. Dimineața de vreme. Băiatul tatei. Piersică fragedă. Feciori ascultători. Dintre toți. Mamă grijulie. Bunici harnici. Succes! Citiți familiile lexicale. Tristețe, starea sufletească, apăsătoare, mâhnire, amărăciune, grusti. Întristare, suferință morală cauzată de ceva supărător, agarcenie. A se întrista, a deveni trist, a se amărâ, garivați. Gospodar, om care posedă o gospodărie. Gospodărie, totalitatea bunurilor care constituie averea unui locuitor, îndeosebea unui țăran și a familiei sale, hazeastva. A gospodări, a conduce treburile casei, hazeainiceți. Grijă, neliniște simțită de cineva, bespăcoistva. Îngrijorare, temere, trivoga. A se îngrijora, a fi cuprins de grijă, a se neliniști, bespăcoieță. Alcătuiți propoziții utilizând cuvintele dintr-o familie lexicală. Priviți desenele. Fiți atenți la utilizarea cuvintelor evidențiate. O piersică, un piersic, adică pom de piersic. O cireașă, un cireș, adică pom fructifer. Florin Piersic, actor și regizor. Badea Cireș, personaj literar. Formulați trei enunțuri cu unele dintre cuvintele evidențiate. Memorați lexicul nou. Fiți atenți! A pune la încercare în text ispitivați. Roditor care dă roade bune. Sâmbure, costăcica. Lacom, jadnei, negustor, cupeț, a spera, sinonimul cuvântului a crede sau a nădăjdui, și a planta, sinonimul cuvântului a sădi și a răsădi. Vă rog să alcătuiți îmbinări de cuvinte. A planta ce? A planta copaci sau pom roditor sau ce mai poate fi roditor? Sâmbure de piersică sau ce fel de sâmbure mai poate fi? Negustor, lacom, cine mai poate fi lacom? Completați! Vă rog să completați enunțurile utilizând cuvintele de reper. Cuvintele de reper sunt următoarele. S-a întristat, le-a pus la încercare, a plantat, lacom, îngrijora, roditor și speră. Să vedem. Pentru a vedea cât de bune la suflet sunt, mama le-a pus la încercare pe fetele sale. Pomul, desigur roditor, este mândria oricărui gospodar. Clasa noastră, da, a plantat mai mulți copaci în parcul de lângă școală. Toți oamenii speră că viitorul apropiat va fi mai favorabil. Oamenii,
Lacomi de obicei rămân fără prieteni. Nu te îngrijora, totul va fi bine. Vasile, desigur, s-a întristat foarte mult pentru că prietenii nu au putut veni la sărbătoarea lui. Bravo! Citiți textul care dintre feciori l-a întristat pe tată. Vă propun lectură model, cele patru piersici. Un țăran avea patru fii. Odată el se gândi să-i pună la încercare pe fiii săi. Așa că, într-o dimineață i-a chemat la el și i-a dat fiecăruia câte o piersică frumoasă. Omul a plecat apoi la câmp, lăsându-i să-și vadă de treburi și să-și împarte ziua cum cred ei de cuviință. Seara însă, când s-a întors, i-a chemat pe toți patru și l-a întrebat pe cel mai mare. Spune-mi, ce-ai făcut cu piersica ta? Ce să fac, tată? Am mâncat-o și-ți mulțumesc. A fost tare bună. Apoi m-am gândit că ar fi tare bine să avem și noi un astfel de pom. Așa că am luat sâmburele, l-am plantat în spatele casei, am udat locul și nădăjduiesc să crească acolo un piersic frumos și roditor. Bine ai făcut, băiatul tatei. Sunt sigur că tu o să ajungi un bun gospodar. Dar tu, îi zise celui de-al doilea, ce ai făcut cu piersica ta? Eu am mâncat-o. A fost atât de bună, coaptă și fragedă. Și apoi? Păi, am aruncat sâmburele și m-am dus la mama să-i mai cer câteva, că tare bune erau. Fiule, zise atunci omul cu întristare în glas, ai grijă să nu ajungi un om lacom, că lăcomia strică omenia. Dar ție ți-a plăcut piersica? A fost bună? L-a întrebat țăranul și pe cel de-al treilea fiu al său. Nu știu. Cum nu știi ce ai făcut cu ea? Am vândut-o. Am luat pe ea 10 bani. Uite-i! Fiule, tu sigur vei ajunge un mare negustor, dar ai grijă că nu toate se vând în viață, mai ales ceea ce ai primit de la părinți. În sfârșit, tatăl l-a întrebat și pe ultimul băiat, cel mai mic dintre toți. Dar ție ți-a plăcut piersica? Nici eu nu știu, tată. Și tu ai vândut-o? Nu, eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste drum, care este grav bolnav și i-am dat-o lui. S-a bucurat mult pentru ea și mi-a mulțumit din suflet. Nu știu ce te vei face tu în viață, dar știu că indiferent ce drum vei urma, vei fi un om bun și asta e tot ce contează. Vă propun și lectură selectivă. Citește propozițiile în care se descrie cum i-a pus la încercare tatăl pe feciorii săi. Citește întrebarea adresată de către tată primului fecior. Citește doar răspunsurile feciorilor la întrebarea pusă de tatăl lor. Selectează și citește propozițiile care îi caracterizează pe cei patru feciori. Să verificăm. 1. Odată, el se gândi să-i încerce pe fiii săi, așa că, într-o dimineață, i-a chemat la el și i-a dat fiecăruia câte o piersică frumoasă. Omul a plecat apoi la câmp, lăsându-i să-și vadă de treburi și să-și împarte ziua cum cred ei de cuviință. 2. Spune, ce ai făcut cu piersica ta? A întrebat tatăl. 3. Ce să fac, tătucă? Am mâncat-o și-ți mulțumesc. A fost tare bună. Apoi m-am gândit că ar fi tare bine să avem și noi un astfel de pom. Așa că am luat sâmburele, l-am plantat în spatele casei, am udat locul și nădăjduiesc să crească acolo un piersic frumos și roditor. 3. Ce-au răspuns feciorii? Eu am mâncat-o. A fost atât de bună, coaptă și fragedă. A spus al doilea fecior. Păi am aruncat sâmburele și m-am dus la mama să-i mai cer câteva, că tare bune erau. Al treilea fecior a spus următoarele. Am vândut-o, m-am dus cu ea în târg și am dat-o cu 10 bani, uite-i. Al patrulea fecior a spus următoarele cuvinte. Eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste drum, care e bolnav, și i-am dus-o lui. S-a bucurat mult pentru ea și mi-a mulțumit din suflet. 4.
Bine ai făcut, băiatul tati. Sunt sigur că tu o să ajungi un bun gospodar, i-a spus tatăl primului fecior. Celui de-al doilea i-a spus, fiule, zise atunci omul cu întristare în glas, ai grijă să nu ajungi un om lacom, că lăcomia strică omenia. Celui de-al treilea, fiule, tu sigur o să ajungi mare negustor, dar ai grijă că nu toate se vând în viață, mai ales ceea ce ai primit de la părinți. Și celui de-al patrulea, nu știu ce te vei face tu în viață, dar știu că indiferent ce drum vei urma, vei fi un om bun și asta e tot ce contează. Bravo! Vă rog să răspundeți la următoarele întrebări. Câți feciori avea tatăl? Tatăl avea 4 feciori. Ce a hotărât să afle tata? Tata a hotărât să-i pună la încercare pe feciorii săi. Ce întrebare le-a adresat el? Tata i-a întrebat ce au făcut cu piersica lor. Ce sfat i-a dat tata celui de-al treilea fecior? Tata i-a sugerat celui de-al treilea fecior să aibă grijă că nu toate se vând în viață, mai ales ceea ce a primit de la părinți. Ce a făcut cu piersica feciorul cel mic? Feciorul cel mic a dat piersica prietenului său grav bolnav, care s-a bucurat mult și i-a mulțumit din suflet. Vă rog să propuneți un alt titlu pentru text. Model: bunul meu tată, feciorii, grija pentru feciori sau varianta voastră. Bravo, ați reușit! Vă rog să examinați schema. Ale cui sunt aceste fapte? Continuați lista cu întâmplări din viața voastră. Faptele bune. Plantează pomi, aduce venit în familie, l-a ajutat și susținut pe un bolnav. Vă rog să continuați lista. Care lucruri primite de la părinți sunt cele mai scumpe pentru voi? Ați putea să le vindeți? Argumentați în 4 propoziții. Puteți începe astfel. Există lucruri pe care nu le poți cumpăra și nici vinde. Alcătuiți un dialog din 8 replici după imaginile și începutul dat. Câți nepoți ai, moșule? Am 4 nepoți. Sunt sigur că ai nepoți harnici, grijulii? Unde lucrează ei? Cel mai mare este medic. Lucrează la spital. Continuați! Vă propun să ne amintim despre gradul comparativ al adjectivelor. Gradul comparativ de superioritate. Fecior mai grijuliu. Fecior mai atent. Gradul comparativ de inferioritate. Om mai puțin trist. Om mai puțin grijuliu. Și gradul comparativ de egalitate. Tată tot atât de înțelegător. Tată tot așa de atent. Tată la fel de bun. Acum vă propun să rețineți gradul superlativ al adjectivelor. Superlativul relativ de superioritate. Băiatul cel mai mic, masculin singular. Piersica cea mai fragedă, feminin singular. Oamenii cei mai laconi, masculin plural. Fiicele cele mai harnice, feminin plural. Acum vă propun superlativul relativ de inferioritate. Copacul cel mai puțin roditor, masculin singular. Fata cea mai puțin grijulie, feminin singular. Fiii cei mai puțin buni, masculin plural. Și elevele cele mai puțin silitoare, feminin plural. Superlativul absolut, prima structură, se va compune din foarte plus adjectiv. Piersică foarte coaptă sau tată foarte bun. A doua structură, tare plus adjectiv. Piersică tare bună, familie tare prietenoasă. A treia structură, extraordinar, grozav, nemaipomenit, neobișnuit de, plus adjectiv. Extraordinar de grijuliu, grozav de lacom, nemaipomenit de priceput. Și a patra structură, repetarea adjectivului. Piersică fragedă, fragedă. Bunătate multă, multă. Sper că ați înțeles.
Scrieți câte patru adjective care pot determina substantivele de mai jos. Substantivele tată, piersici și fecior. Model: tată bun, deștept, continuați. Citiți substantivele: roadă, grijă, lăcomie, bunătate. Formați de la ele adjective. Scrieți-le la gradul comparativ, apoi la cel superlativ. Model: avem substantivul educație. Am format de la el adjectivul educat, mai educat la gradul comparativ, cel mai educat la superlativul relativ și tare educat la superlativul absolut. Completați enunțurile utilizând adjectivele potrivite din repere. Cuvintele din repere: mai gospodar, mari, la fel de nobilă, tot așa de lacom, mândri. Deci, era odată o familie. Părinții aveau patru feciori mari. Primul fecior s-a dovedit, desigur, mai gospodar decât cel de-al doilea. Feciorul al treilea putea ajunge tot așa de lacom ca și vecinul său. Fapta celui de-al patrulea fecior a fost, desigur, la fel de nobilă ca și fapta primului fecior. Și mama și tata erau, desigur, mândri. Bravo! Iată că am ajuns și la final de lecție. Pentru a finaliza lecția într-un mod mai neobișnuit, vă propun să citiți și să completați următoarele enunțuri. Zilnic, nu uit să mulțumesc părinților pentru, să spun fratelui sau surorii, să ajut, să mă comport. Astăzi ați lucrat minunat. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, indiferent ce drum veți alege, fiți oameni buni. Asta e tot ce contează. La revedere!